Fi alfa și beta aparține lui 0 închis pi pe 2 închis, deci ce înseamnă primul cadrant, da? Și sinus de alfa este 1 pe 2, sin de beta este radical din 6 minus radical din 2 pe 4. Observați că și ăsta e pozitiv, da? Dacă x egal cu sinus de alfa plus beta, cât este x? Adică se află sin de alfa plus beta, da? Pe ăsta cine este? Sin de alfa cos de beta plus sin de beta cosinus de alfa, da? Pe sin de alfa știu, pe sin de beta știu, trebuie să aflu cosinus și da? Pe cos de alfa este radical din 1 minus sin pătrat de alfa. Atenție cu plus, pentru că unghiurile sunt în primul cadrant, da? Deci este radical din 1 minus 1 pe 4, radical din 3 pe 4 este 3 pe, radical din 3 pe 2. Bine, se putea vedea că alfa e 30 de grade, dar mai puțin mă interesează, da? Nu am lucrat, putea să dea 1 pe 7 aici, da? Bun, și cos de beta este la fel radical din 1 minus sin pătrat de beta. Adică radical din 1 minus și indicăm ăsta la pătrat. Cât face? 16. 6 plus 2, 8. Minus 2 radical din 12. Ia, hai să le aducem la același numitor. Deci vine radical din 16 minus 8, 8 plus 2 radical din 12, 2 radical din 3. Deci plus 4 radical din 3, totul pe 16. Mai simplific printr-un 4, da? Scot 4 afară, vine 1 pe 2 pe lângă 2 plus radical din, radical din 2 plus radical din 3, da? Ei, și acum aici am formula radicalilor suprapuși, atenție, știți cum funcționează, v-am mai explicat și în alte videoclipuri, facem 2 la pătrat minus 3, adică a pătrat minus b, care e 1 la pătrat 1. Și ăsta e egal cu radical din 2 plus 1 pe 2 plus, că avem plus aici, radical din 2 minus 1 pe 2. Da? Adică e egal cu cine? Cu radical din 3 plus 1 pe radical din 2. Și acum hai să-l calculăm pe x. X era egal cu cine? Cu sin de alfa, care este 1 pe 2, ori cos de beta, care e ăsta pe 2, atenție, noi l-am calculat numai radicalul ăsta, da? Deci o radical din 3 plus 1 pe 2 radical din 2, da? Că avem 2 și cu ăsta de aici, da? Plus sin de beta, care este radical din 6 minus radical din 2 pe 4, ori cos de alfa, care este radical din 3 pe 2. Ia să vedem ce avem aici. Numitorul comun e 8, ăsta este 4 radical din 2, deci mai amplificăm asta cu radical din 2 aici, nu? Și o să vină 1 pe 8 pe lângă. Radical din 2 ori bandiți ăștia. Deci radical din 6 plus radical din 2 plus radical din 6 ori radical din 3, cât dă 3 radical din 2 minus radical din 6. Ăștia se reduc. Ăsta cât îmi dă? 4 radical din 2 pe 8, deci egal cu radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2, unde este? La B mic. Da? Și cu asta am încheiat problema.